O nouă ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității a început duminică. În perioada 22-27 mai 2022, Poliția Română, prin Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, Organizează cea de-a 16-a ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității. Obiectivul acestor acțiuni este informarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție, precum și în prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea de infracțiuni. Astfel, specialiștii în prevenirea criminalității vor organiza la nivel județean activități în spații publice structurate pe domenii de prevenire selectate în baza priorităților de acțiune ale Poliției Române pentru anul 2022, în colaborare cu partenerii instituționali, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum discriminarea, violența domestică, disparițiile de minori, siguranța pe stradă și acasă, precum și siguranța în mediul online. Luni 23 mai a fost dedicată prevenirii discriminării. Marți 24 mai vor fi desfășurate activități de prevenire a violenței domestice. Iar în miercuri, 25 mai, vor fi abordate teme care vizează prevenirea victimizării și a disparițiilor de minori. Joi, 26 mai, polițiștii vor desfășura activități specifice pentru siguranța online. Vineri, 27 mai, activitățile vor fi dedicate prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și siguranței rutiere, urmând să fie organizate ample acțiuni de informare a cetățenilor. Cu privire la cele mai eficiente modalități de protejare a locuințelor și bunurilor personale, acțiuni în trafic menite să sporească siguranța rutieră și concursuri dedicate celor mai mici participanți la traficul rutier. Prin temele abordate în cadrul evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității, polițiștii doresc să concentreze un număr mare de întâlniri cu cetățenii într-o perioadă de timp bine determinată, astfel încât, în colaborare cu partenerii autorități locale, unități de învățământ sau mass media, cetățenii să fie informați despre necesitatea adoptării unei conduite de autoprotecție, în vederea reducerii riscului de victimizare.